Domnul Gheorghe Florin Anghel din localitatea Orșova a semnalat faptul că de mai bine de un an și jumătate nu mai primește alocația de susținere a familiei deși are acest drept. Omul spunea că după ce unul din cei doi copii a decedat, au încetat și plățile. Reporterii RTS au luat legătura cu reprezentanții Agenției Județene de Prestații și Inspecție Socială care au verificat situația. A existat o modificare în componența familiei dânsului în urma acestei modificări a trebuit fi suspendată prestația și automat încetată, dânsul poate să meargă la primăria de domiciliu să-și depună din nou dosar cerere de acordare a locației de susținere a familiei va beneficia de această prestație pentru că uh, veniturile dânsului îi permite să fie beneficiar de această prestație. Nu uitați dacă întâmpinați greutăți în relația cu instituțiile statului, RTS vă stă la dispoziție. Un SMS la 1284 ori un apel la 0252-320320 pot constitui primii pași în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați.